Iar audierea părinților s-a încheiat în urmă cu scurt timp. S-a stabilit că tatăl minorului ar fi deținut la domiciliu arma de tip airsoft neletală și nesupusă autorizării, nu era funcțională și nu avea nici muniție, dar pe care nu ar fi asigurat-o corespunzător încălcând astfel legea. El a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei. Totodată acestuia i s-a confiscat arma. Este panică mare printre fețele bisericești. Racla aurită cu moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur a picat pradă hoților. Nu mai au nimic sfânt, spun preoții, care după ore de căutări au găsit relicvele religioase rătăcite prin biserică pentru că prădătorul a vrut doar cutia suflată cu metal prețios. Tânărul, înstrăinat de cele sfinte, a dat asaltul și la cutia milei și a mai pândit încă două biserici din capitală în ultimele zile. Acum va trebui să-și descarce sufletul în fața polițiștilor care îl audiază și care îl vor după gratii pentru următorii ani. Știi că erau moaște în cutia aia? Tânărul de 25 de ani a pătruns în capela Sfânta Elisabeta Cotrocenii la ceva timp după slujbă, când nu mai era nimeni în lăcașul de cult. Nu avea de gând să se roage, nici să se spovedească, ci să-și facă alt păcat. Unul capital, dacă ne uităm în Biblie. A intrat prin spate, e o ușă prin spate pe acolo. Am înțeles. Metal, a forțat-o cu un levier, ce nu știu. Nu s-aude nimic. Bicicleta a lăsat-o afară acolo, că a intrat singur. Și a plecat cu moaștele? Da. A prădat inițial cutia milei, dar nu s-a mulțumit cu puțin. A pus ochii pe racla aurită în care erau moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, a pus mâna pe ea cât ai clipi și s-a făcut nevăzut. N-a vrea să facă, să se sfințească. Acum, haideți să fim sinceri, câți nu vin la moaște și acolo se pune și darul, mai multe. Și poate s-au gândit să facă ceva separat, o capelă separat și să fie un profit. Nu știu. Eu cred că nici nu știa ce sunt alea moaște. Ați văzut BD-urile? Da. Ați văzut la munte și la mare? Când au fost la munte și au furat icoana Făcătoare de Minuni? Probabil că s-au inspirat de acolo. Un dram de adevăr există în vorbele femeii. Hoțul habar nu avea că sunt moaște în raclă, așa că s-a lepădat de ele chiar în biserică și a luat doar prețioasa cutie. Mi s-a spus că dânsul a aruncat sfintele moaște în biserică și le-am găsit înapoi în Sfântul Altar, chiar acum jumătate de oră. Mulțumesc Dumnezeu că nimeni nu a călcat pe ele, pentru că am refăcut cumva traseul pe unde ar fi putut să iasă și le-am găsit undeva lângă un perete unde nu a avut acces nimeni. Ele sunt de dimensiunea unui ban de 5 bani. Păi probabil că s-a simțit că e îndreptățit la cutia milei, nu? Și a zis că să nu mai plece doar cu un singur lucru, să plece și cu moaștele, nu? Dacă tot a venit până acolo, să facă meniul complet. Tânărul a mai dat târcoale și altor două biserici din capitală, spun polițiștii. Nu a plecat nici de acolo cu mâna goală, ci a furat bani și obiecte valoroase, printre care cruci și linguri din aur folosite la Sfânta Împărtășanie. După audieri, anchetatorii l-au reținut pentru 24 de ore și va fi dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. TikTok ar putea fi interzis în câteva zile în România. Ministrul Digitalizării spune că soarta rețelei se va decide săptămâna viitoare. Cine ar putea să nu mai aibă acces la aplicația chinezească, ne explică din redacția Newstime Oana Guran. Oana, bună seara! Bună seara, Radu! Săptămâna viitoare, cel mai probabil, Consiliul pentru Securitate Cibernetică va hotărâ interzicerea TikTok-ului pe dispozitivele guvernamentale, adică pentru politicieni și pentru toți angajații din stat. Dar întrebarea cea mai importantă este dacă se va ajunge să fie interzis și pentru noi. Răspunsul este nu și vine din partea Ministrului Digitalizării, care spune că pe telefoanele personale oricine își poate instala ce aplicație dorește. Totuși, de acum încolo, românii vor fi mai clar informați cu privire la riscurile de securitate la care se expun. Problema s-a pus și la noi după ce în ultimul an TikTok-ul a fost interzis pe rând în Statele Unite, Marea Britanie, Austria și Franța, tot la nivel guvernamental. Iar motivele sunt bine cunoscute. TikTok-ul este deținut de o organizație din China, despre care se știe că obligă toate companiile să furnizeze informații interne către statul chinez. Radu, înapoi la tine! De câte ori s-a întâmplat ca o reclamă să vă apară pe rețelele de socializare chiar după ce ați discutat despre un produs? Tot mai mulți oameni se întreabă dacă nu cumva sunt spionați de aplicațiile care parcă ne ghicesc gândurile. Specialiștii ne liniștesc însă și ne spun că în spate există un algoritm care ne sugerează produse sau servicii în funcție de mai mulți factori, inclusiv istoricul cumpărăturilor noastre.
Indiferent de aplicația pe care o deschidem, suntem asaltați de o mulțime de reclame. Această tânără din Cluj spune că în ultimul timp observă tot mai des cum acestea apar ca din senin după ce vorbește despre un produs. De multe ori și vorbesc cu niște prieteni vocal, adică nu prin mesaje și atunci observ că apar reclame, chiar dacă nu scriu nimic pe telefon, deci e ciudat. Vorbești despre ceva anume și apar... Da, efectiv țin telefonul lângă mine și... Na, după aia apare reclame. Anunțurile și sugestiile cu produse care ne-ar putea interesa sunt atât de specifice încât pe mulți îi sperie. Mi se pare ciudat că sunt ascultată cum ar veni. De foarte multe ori și doar scriu un mesaj unui prieten și următoarea secundă mi-apare pe Instagram sau pe TikTok o reclamă despre acel lucru. Te sperie cumva treaba asta? Uneori da. Nu, sunt paranoică de felul meu, dar da, e ciudat. N-am să vă minte, e ciudat. Ce folosești cel mai des? Ce aplicație? Cred că Instagram. TikTok folosești? Da. Cât de des? Zilnic. Există însă și români care nu se tem că ar putea fi spionați de aplicațiile pe care le folosesc în fiecare zi. Nu cred. Cine suntem noi până la urmă să... Oricum o să fie altele zile. N-au cum să oprească. Specialiștii în marketingul digital spun că firmele care își fac publicitate pe aceste platforme se folosesc de un algoritm bine pus la punct. Se întâmplă pentru că social media este prezent în viețile noastre și practic toate interesele noastre sunt acolo. Acolo vorbim cu familia, acolo vorbim cu prietenii și există niște algoritmi care caută niște cuvinte cheie practic și reclamele funcționează pe baza unor cuvinte cheie. Scopul unei reclame este să-ți vândă ce vrei să cumperi, nu să-ți arate ceva ce nu te interesează absolut deloc. Cei care lucrează în domeniu susțin că sunt și avantaje. Există foarte multe beneficii, mai ales dacă vorbim despre conținutul educațional sau conținutul care te ajută să interacționezi cu alți oameni care au interesele tale și aceleași interese ca tine. Există și o parte negativă a utilizării rețelelor de socializare. TikTok a fost interzis în mai multe țări după o scurgere de informații. Platforma are peste 5,4 milioane de utilizatori în țara noastră, în timp ce Instagram are peste 5 milioane de conturi create în România. În casa în care nu intră soarele, ajunge doctorul. Este semnalul de alarmă pe care îl trag specialiștii care au constatat că în fuga dezvoltatorilor de a face bani au ajuns să ne înghesuie în case în care lumina naturală nici nu mai ajunge. Adevărate buncăre care ne îmbolnăvesc fizic și psihic. Printre simptome, anxietatea, depresia și stresul exagerat. Chiar, aș vrea să vă gândeți când ați văzut ultima oară răsăritul. Deci la noi în casă, ca să avem lumină, trebuie să stăm cu toate trei becurile aprinse, mereu. Carmen locuiește de aproape 7 ani într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului. Când s-a mutat în acest bloc, apartamentul său era luminos. Acum însă construcțiile haotice și foarte apropiate i-au umbrit apartamentul în care abia dacă are parte de câteva minute de soare zilnic. Undeva la 10-20 de minute, undeva în jur de ora 12 pe la prânz, bate așa soarele puțin în casă și de atunci nu. Dacă mai este și norat puțin cum e afară, clar nu avem lumină naturală. Când deschizi geamul, stânga-dreapta, în față, sunt blocuri, suntem foarte apropiați ca și intimitate. Din punctul ăsta de vedere, suferim de intimitate. Studiile recente au arătat faptul că lipsa luminii naturale ne face să fim mai anxioși, mai stresați, ba chiar depresivi. Toate acestea le resimt din plin locuitorii cartierelor noi. Noi încercăm să ieșim cât mai mult ca să suplinim faptul de că suntem foarte înghesuiți în casă și aici în cartier și încercăm să ieșim foarte mult, pentru că deja stând în casă, după cum vă spuneam, dacă mai este și puțin înorat afară, deja se induce o stare de somn, o stare de nervozitate. Un alt cuplu spune că a schimbat până acum 3 locuințe din cauza luminii naturale. Blocul anterior, eram la parter și era construit în așa fel apartamentul încât nu aveam nici în dormitor, nici în sufragerie, nici în balcon. La noi chiar a fost o problemă, pentru că prima vizită a domnului doctor pediatru, când era Alex micuț, la exact fostul apartament, a fost destul așa de, ne-a pus puțin pe gânduri, ne-a și determinat să ne mutăm. Ne-a spus că nu se poate să nu fie lumină pentru un copilaș care are nevoie de vitamina D. Când este mai multă lumină, când pătrunde soarele în casă, simt că am mai mult poftă de viață, mai mult chef de muncă. Când este mai întuneric, dacă suntem poziționați, cum am avut alte apartamente, mai prost și lumina nu intră bine, întotdeauna am observat o lipsă de energie, lipsă de poftă de muncă, de viață.
Stări pe care psihologii le-au identificat. Mai exact, 54% dintre locuitorii privați de lumina naturală se simt mai stresați, alți 30% spun că se simt mai triști, iar 12% sunt depresivi. Lipsa luminii naturale este asociată cu un somn prost, stres, stare de bine scăzută, anxietate și chiar depresie. Lumina naturală este esențială pentru funcțiile creierului nostru. Așadar, expunerea la lumina soarelui crește nivelul de serotonină din creier, în timp ce lipsa luminii solare determină o creștere a melatoninei. Departe de concluziile specialiștilor, dezvoltatorii sunt obligați prin lege să păstreze o distanță minimă între blocuri care să fie cel puțin egală cu înălțimea celui mai înalt dintre ele, iar clădirile trebuie amplasate astfel încât să asigure soare în locuință pentru cel puțin o oră și jumătate zilnic. Dacă ne uităm, cât ai dintr-un bloc în altul? 3 mașini dacă sunt. 3 lungimi. Cam câte ore pe zi aveți lumină naturală în casă? Păi nu prea am. Sectorul fără primar din capitală are mai nou trotuare vărgate. Oamenii au rămas mască în fața dungilor pe care sunt nevoiți să pășească atunci când ies din bloc. Aspectul amețitor este cea mai mică problemă. Bordurile sunt mult prea înalte, așa că mamele cu copii în cărucioare sau bătrânii sunt nevoiți să meargă pe stradă. În plus, primăria a tăiat fără milă din spațiul verde pentru a vedea duse la bun sfârșit aceste lucrări. Ne zăpăcește vederea, da? De ce spuneți asta? Păi coloratul ăsta așa tu nu vezi? Seamănă cu un pian sau poate cu o zebră, dar nu. Este noul trotuar pe care vor circula cei care bat drumul prin sectorul 5. Dungile se întind pe cât vezi cu ochii, iar cu cât te uiți mai mult, cu atât te ia amețeala mai tare, spun oamenii. La vedere, pe mine mă deranjează. Mă mică, vederea mea e mai proastă și nu fac că nu le văd. Cum e, una albă, una neagră? Cum le așezați? Da, și una mară. În Duge, așa, n-a fost sectorul ăsta de când stau eu de 40 de ani aici. În unele locuri pare că proiectantul a fost nehotărât. Pe alocuri dungile sunt orizontale, iar brusc pavelele sunt puse vertical. Până aici e bine, 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 bine și spre final pare că artistul s-a plictisit. A încurcat culorile. Cea mai mare porcărie pe care am văzut-o până acum? Oribil. Oribil. Modelul ăsta așa în dunge, a ce vă aduce? La ce vă seamănă? A pușcărie? E o chestiune de gust. Modelul a fost ales de către arhitecții noștri care au studiat mai multe modele și consider că arată foarte bine. Ne dorim ca toate trotuarele din sector să arate civilizat, să arate bine cu acest model sau cu altele. Închidem ochii când vine vorba de aspect, dar ne lovim de alte probleme. Bordurile sunt mult prea înalte. E, și aici chiar e un... Eu am o proteză pe piciorul drept. Eu n-am cum să urc așa o înălțime, pentru că nu se poate. Primăria sectorului 5 promite că problema bordurilor înalte va fi rezolvată după ce străzile vor fi asfaltate, dar nemulțumirile oamenilor continuă. Au luat din grădini, chiar au luat din grădini mult și sunt făcute cam fără cap. Pentru că nu au avut aviz de defrișare, muncitorii nu au avut voie să taie copacii, așa că din loc în loc, dintre dungi mai răsare câte un pom. Ca să construiască acest trotuar, primăria a tăiat din spațiul verde al blocului. Ca să vă faceți o idee, acest copac se afla în grădină. Pentru aceste lucrări, Garda de Mediu a dat sancțiuni de 80.000 de lei, iar acum firmele care au făcut lucrările sunt obligate să readucă terenul la starea inițială. Am înțeles de la firmele care au fost amendate că vor contesta amenda, cum e și acel din pomul din trotuar. Sigur că dacă nu există aviz de la Primăria Municipiului București, nu se defrișează, deși nu are niciun fel de valoare dendrologică. Primăria sectorului 5 a cheltuit pe trotuarele piană de pe 5 străzi 35 de milioane de lei. O întâmplare greu de imaginat a avut loc în Medgidia. Un tânăr a furat o locomotivă. Colega mea, Georgiana Grim, are mai multe informații. Georgiana, bună seara! Cum s-a întâmplat totul? Bun găsit, Radu. Protagonistul acestei povești este un băiat de 18 ani. Tânărul l-a urmărit pe mecanicul locomotivei, a surprins momentul în care acesta a coborât și el s-a urcat imediat în cabină. Mai apoi a pus în funcțiune locomotiva și a parcurs cu ea o distanță de 200 de metri, chiar a trecut prin două macazuri și s-a oprit abia după ce a ajuns pe altă linie ferată. Un angajat al companiei private de transport feroviar este cel care l-a văzut pe tânăr la bord și a anunțat poliția. La audieri, băiatul de 18 ani a declarat că nu a făcut nimic cu intenție rea, pur și simplu este pasionat de trenuri și a vrut să facă o fotografie. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere și semnalizare falsă. Atât de aici, Radu.
Una din 8 femei dezvoltă cancer la sân, acesta fiind cel mai frecvent cancer în rândul femeilor, iar incidența bolii a scăzut dramatic, chiar cu 10 ani. Specialiștii au ajuns să recomande acum controle specifice de la vârsta de 40 de ani, cu 10 ani mai devreme decât o făceau în trecut. Asta pentru că majoritatea pacientelor află despre cancer când boala este deja într-un stadiu mult prea avansat. Prima dată e șocul, că n-ai cum și nu te aștepți. Eu n-am avut pe nimeni în familie cu așa ceva. Nicoleta a fost diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu 2 ani, când avea doar puțin peste 40 de ani. Vestea a picat ca un fulger, căci până atunci nu a avut vreo durere și nu-și făcuse niciun fel de analize de prevenție. A fost speriată, n-ai cum să nu fii speriată, că primul gând care te gândești, Doamne, mor. Deci asta a zis, gata, mor. Nu boala cruntă o sperie. M-am gândit, Doamne, să rămână copiii mei fără mamă. E cumplit. E o boală urâtă. Una din 8 femei dezvoltă cancer de sân, acesta fiind cel mai frecvent cancer în rândul femeilor, iar incidența bolii a scăzut dramatic, chiar cu 10 ani. Specialiștii recomandă controle specifice și periodice de la vârsta de 40 de ani. Noi nu avem screening și, din păcate, asta e frustrant și ne face să avem rezultate mai proaste decât în afară, pentru că noi tratăm cancere mai grave, mai întârziate. Dar uitându-ne în curtea vecinilor, vedem că screening-ul începe la 40 de ani. E, acum putem să vedem cancere la 35, poate și mai jos decât acea vârstă, suficiente ca să ne sperie. Lupta Nicoletei continuă, dar primele bătălii au fost câștigate. În august m-am operat, am ales mastectomie totală, mi s-a scos tot sânul drept, tot cu ganglion. Cel mai important este ca nicio femeie să nu aștepte simptomele, ci să le prevină, avertizează medicii, pentru că în lipsa altor analize amănunțite, ajutorul specialistului poate veni prea târziu. Este problemă și de prevenție și apoi de urmărire, dar referind la prevenție, orice femeie ar trebui după vârsta de 40 de ani să facă o mamografie și o ecografie care să ne ajute în a stabili dacă există sau nu ceva legat de sân. Potrivit statisticilor, unul din 5 cazuri de cancer de sân poate apărea înainte de vârsta de 50 de ani. 9.000 de românce află în fiecare an că suferă de cancer de sân. România are în acest moment doar programe pilot de screening și se află la coada clasamentului european din cauza cheltuielilor scăzute alocate prevenției. Sezonul înghețatei se apropie, iar în gelaterii pregătirile deja au început. Există variante pentru toată lumea, chiar și pentru cei care țin dietă și aleg de cele mai multe ori să ocolească dulciurile. Înghețata vegană are doar ingrediente sănătoase și nici urmă de zahăr sau coloranți artificiali. În laboratorul Valentinei se fac numai dulciuri rovegane. Pe lângă prăjituri și torturi, tânăra pregătește și sortimente de înghețată care sunt potrivite pentru toate tipurile de clienți. Noi ne-am creat o rețetă proprie, ne-am tot jucat cu ingredientele și cantitățile pentru că am vrut să fie totuși o înghețată cremoasă, dar nu foarte grea. Se știe că dulciurile vegane, pentru că au mult conținut de nuci, sunt un pic mai consistente. Și zicem noi că am reușit să găsim un echilibru efectiv, să fie și răcoritoare, dar și cremoasă. Valentina s-a gândit și la cei care țin diete. Înghețata ei nu conține niciun strop de lapte sau zahăr. La acest sortiment folosim sirop de agave pentru îndulcire, extract de vanilie organic și vom folosi și păstăi și semințele dintr-o păstaie de vanilie. Urmează să punem ingredientele într-un robot, punem crema de cocos, apoi punem cajul, care foarte important a stat la hidratat, în apă, asta pentru a se înmuia și pentru a fi și mai ușor de digerat și pentru a fi mai cremos. Apoi punem siropul de agave pentru a îndulci, după care trebuie să blenduim în robot. Toată compoziția obținută se toarnă în forme și se introduce apoi la frigider. În scurt timp, produsul poate fi consumat. În ultimii ani, tot mai multe persoane s-au îndreptat spre deserturile vegane. Clienții caută să mănânce mai sănătos și de multe ori optează pentru sortimente de înghețată cu mai puțin zahăr. În general nu ne interesează, adică nu mă duc să întreb personal cât zahăr conține, dar ar fi o idee să conțină cât mai puțin zahăr, cred că ar fi beneficiu asta. Ați încercat și înghețata vegană? Da, eu da. Am încercat și eu, sincer, n-am simțit nicio diferență. Mi se pare că e
la fel de gustoasă. Sunt însă persoane care nu ar da niciodată gustul înghețatei clasice pe cel al deserturilor vegane. Să știți că mama mea a trăit 84 de ani și a mâncat dulciuri și zahăr cu kilogramele. Deci eu sunt ușor mă îndoiesc de toate moda asta cu vai să mâncăm vegetale. Oricum ar fi ea, înghețata este produsul de sezon preferat de români. Conform ultimelor statistici, un român consumă 2 litri de înghețată pe an, echivalentul a 22 de înghețate la cornet. Newstime se încheie aici, sunt Radu Andrei Tudor și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2. Să aveți o seară așa cum vă place. Seara. La noapte cerul va fi mai mult noros în vestul și sud-vestul teritoriului, unde local va ploa și în zona montană în alta aferentă vor fi precipitații și sub formă de lapoviță sau ninsoare. Izolat, cantitățile de apă vor putea depăși 15 litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, norările vor fi temporare și ploile se vor semnala doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări susținute în sudul Banatului și în vestul Carpaților meridionali, unde rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră, precum și pe arii mai restrânse și la intensități mai mici și în Oltenia și Transilvania. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 1 grad în depresiunile intramontane, unde se va forma brumă, și 13 grade în dealurile de vest. Pe spații mici se va forma ceață. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona țării. În Muntenia cerul va fi mai mult înnorat, maximele ajung la 15 grade în Târgoviște și 18 grade în Slobozia. În Transilvania avem parte de vreme închisă cu ploi pe arii restrânse. Se vor înregistra 13 grade în Brașov, la fel și în Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi acoperit de nori, iar termometrul va indica 19 grade în Galați și 15 grade în Piatra Neamț. În vest, atmosfera va fi mohorâtă și sunt anunțate ploi. Vor fi 15 grade în Oradea și 14 grade în Reșița. În Oltenia ne așteaptă vreme închisă cu ploi slabe pe arii restrânse. Mercurul din termometre urcă la 13 grade în Craiova, iar în Târgu Jiu vor fi 12 grade. În Dobrogea, cerul va fi variabil cu norări temporare. Valorile termice ajung la 16 grade în Constanța, la fel și în Mangalia. În capitală, vremea a fost mult mai rece decât în mod obișnuit pentru a doua decadă a lunii mai. Cerul a fost variabil, iar temperatura maximă a fost de 19 grade. La noapte, cerul va fi parțial noros și vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 6-7 grade, mai scăzută în zona periurbană, spre 4 grade, valori cu mult sub cele normale pentru această perioadă. Mâine, vremea va fi deosebit de rece pentru a doua decadă a lunii mai, cu o maximă a temperaturii aerului în jurul valorii de 17 grade. Cerul va avea înnorări, iar în a doua parte a zilei va crește probabilitatea de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat. La cerul va avea înnorări și local va ploua. În Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali vor fi și averse, trecător însoțite de descărcări electrice, iar izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Pe creste se vor semnala precipitații mixte. Vântul va avea în continuare intensificări în munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, unde rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră, iar pe alocuri, dar la cote mai reduse, pe parcursul zilei și în restul zonei. Se vor înregistra 7 grade în Sinaia și 3 grade în Semenic. O seară excelentă să aveți, indiferent de vreme.